Salut! Incontestabil, Crăciunul este una din cele mai îndrăgite și așteptate sărbători a anului. Brazii împodobiți, miros de portocale și vinul fiert, mesele bogate și colindul. Dar cel mai important în această perioadă magică, desigur, este timpul petrecut cu familia. Anume pentru aceste zile și seri minunate, am pregătit pentru tine o listă nouă cu filme despre Crăciun. Fiind în mare parte comedii familiale, acestea sunt perfecte pentru a fi privite în cercul persoanelor iubite. Dar dacă cumva s-a întâmplat că deja le-ai văzut, pe canalul meu sunt încă 3 clipuri dedicate filmelor și animațiilor despre Crăciun, spre care îți las sugestii în colțul de sus din stânga și link-urile în descrierea acestui video. Deci, hai să începem! Crăciun în 8 biți. Fiecare din noi a ascultat amintirile părinților sau bunicilor despre vremurile când erau copii, timpurile cu alte jocuri, valori și alți oameni. La fel și Annie va trebui să asculte amintirile din copilăria tatălui său. Această istorie o va aduce în Chicago, în iarna anului 1988. Totuși, la drept vorbind, anul nu contează, deoarece toate situațiile prezentate se întâmplă și acum. Pe atunci nu existau telefoane performante, tablete, internet sau PlayStation. Copiii mergeau pe biciclete fără căști protectoare, dar visul cel mare a fiecărui puști era consola Nintendo. Și soarta era dură. Unicul copil care avea această consolă era feciorul unor bogătași, insuportabilul Timmy Keene. În fiecare sâmbătă, Timmy invita în casa sa 10 colegi din școală pentru ca ei să privească cum el joacă. Nu să joace împreună, ci doar să urmărească cu privire lacomă cum Timmy joacă în Nintendo. Sătui de această nedreptate, un grup de copii hotărăște să facă tot posibilul pentru a obține minunata consolă și chiar vor face multe, nimerind în diverse situații amuzante. Just Another Christmas. O comedie amuzantă și sensibilă care scoate în evidență valorile adevărate. De mic copil, Jorge nu a iubit Crăciunul, chiar dacă pentru el această sărbătoare este un motiv dublu de bucurie. Deoarece coincide cu ziua sa de naștere, Jorge mereu era locul 2 după pruncul Iisus. Fiind deja matur, însurat și tata a 2 copii, pentru Jorge seara de Crăciun s-a transformat în ceva insuportabil. Cină cu rudele soții, copiii gălăgioși alergând prin casă, unchiul care mereu se supără pe fleacuri și pleacă împreună cu curcanul pe care tot el l-a adus. Mereu aceeași istorie. Însă în acest an, spiritul Crăciunului îi va da o lecție. Imitându-l pe Moș Crăciun, Jorge cade de pe acoperiș. Trezindu-se a doua zi, protagonistul înțelege că a trecut un an și din nou este Crăciun, dar el nu ține minte absolut nimic din anul care a trecut. A doua zi se repetă același lucru. Din nou e 24 decembrie, dar Jorge nu-și amintește nimic din cele 364 de zile care au trecut, dar viața sa se transformă într-un ajun de Crăciun infinit. Un băiat numit Crăciun. O istorie plină de magie, cu superbe peisaje înzepezite, care la sigur va crea o atmosferă corespunzătoare sărbătorilor de iarnă. Eroul principal al acestui film este Nicolas, feciorul unui lemnar sărac lipit pământului. Pierzându-și mama 2 ani în urmă, copilul trăiește împreună cu tatăl său într-o colibă friguroasă, pierdută în pădurile Finlandiei. Unicile bucurii ale sale sunt șoricelul Mica, pe care Nicolas tot încearcă să-l învețe să vorbească, și o păpușă Ridiche, care i-a dăruit-o maică sa înainte să moară. Într-o zi, tatăl băiatului pornește într-o expediție periculoasă spre nordul îndepărtat pentru a găsi Elfhelmul, misteriosul oraș al elfilor. Lăsată în grija mătușii, o creatură de-a dreptul monstruoasă, Nicolas așteaptă cu nerăbdare întoarcerea părintelui. Însă zilele se transformă în săptămâni, dar tatăl său nu se mai întoarce. Chinuit de foame și de frig din cauza mătușii grijului, luându-și inima în dinți, băiatul împreună cu micuțul șoricel pornesc pe urmele expediției. Dar înainte îi așteaptă un drum greu și periculos, rătăcit prin meleagurile înghețate. Omul care a inventat Crăciunul. Colind de Crăciun este o nuvelă emblematică care mai bine de 179 de ani se bucură de o popularitate de invidiat.
în special în perioada Crăciunului. Chiar dacă au trecut aproape două secole de la prima ediție, istoria prezentată de Dickens nu își pierde din actualitate. Din acest motiv, începând cu anul 1909, novela a fost ecranizată sau a servit ca sursă de inspirație pentru numeroase filme sau animații. Până și zgârcitul rățoi, Scrooge McDuck, a fost numit în cinstea lui Ebenezer Scrooge, personajul principal a colindului de Crăciun. Dar cum a început totul? Una din versiuni este prezentată în Omul care a inventat Crăciunul. La 2 ani după apariția romanului Oliver Twist, care l-a făcut celebru pe tânărul scriitor, Dickens se află în pană de idei. Ultimele cărți publicate n-au avut succesul scontat și scriitorul se pomenește într-o situație financiară strâmtorată. Editorii deja nu-l mai întâlnesc cu brațele deschise și unica ce ar putea ameliora poziția lui Dickens este o creație care din nou va trezi interesul cititorilor. Hoinărind pe străzile din Londra în căutarea inspirației, în mintea scriitorului se naște personajul zgârcitului și respingătorului Scrooge cu cele trei fantome. Dar odată apărute, personajele prind viață și încep să interacționeze cu scriitorul. Super party la birou. Clay este un om bun, chiar dacă deja este matur, în suflet a rămas copil, ceea ce din păcate nu-l face un manager de succes. Moștenind o filială din întreprinderea tatălui său, cel mai tare Clay își dorește să reînvie tradiția petrecerilor grandioase de Crăciun, care pe timpul părintelui său erau de pomină. Însă aceste planuri deloc nu încântă pe Carol, sora lui Clay și directorul executiv a întreprinderii. Venită la birou cu scopul de a închide sucursala fratelui, Carol este surprinsă să afle că aici se pregătește un party de Crăciun. Indignată la culme, ea nici nu vrea să audă despre petreceri sau bonusuri salariale ale angajaților. Ba chiar are de gând să concedieze aproape jumătate de personal. Unica șansă de a salva filiala și subalternii este contractul cu domnul Davis. Însă Davis, având valori morale bine conturate și aflând despre intenția lui Carol, nu se grăbește să semneze contracte cu întreprinderea care își concediază personalul cu două zile înainte de Crăciun. Acum Clay va fi nevoit să crape în patru, dar să demonstreze lui Davis că se înșeală și întreprinderea sa își iubește angajații. Și ce metodă poate fi mai bună decât să-l invite pe acesta la o super parte la birou? Atât pentru azi. Îți mulțumesc că ai urmărit acest clip până la sfârșit. Nu uita să pui un like dacă ți-a plăcut și, desigur, abonează-te dacă încă nu ai făcut-o. Pentru a nu rata și alte videouri care ar putea să-ți placă, activează toate notificările. Fie ca această sărbătoare să-ți umple casa de bucurie. Crăciun fericit și un an nou cât mai minunat!